La primul meci în Banat, după ce și-a recăpătat palmaresul, numele și culorile, Politimișoara a obținut a 8-a victorie consecutivă pe teren propriu, 2-0 cu Alro Slatina. În direct la Digisport, Poli Alro a început cu ratarea lui Rover Cârstea în minutul 2, însă trupa antrenată de Daniel Mogoșanu a răspuns prin Stancu și Boroiban. Accente a înscris în minutul 31, însă golul a fost anulat pentru un fault la portar. Cu vedeta Goga pe bancă, în prima repriză, Poli a înscris de două ori până la pauză prin Popovici și Accente din penalti. Timișoara a jucat în 10 din minutul 55, Gorobsov a intrat tare la precup și a primit al doilea cartonaș galben. Poli nu a mai încasat gol acasă în campionat de 4 etape și rămâne lider în Liga a doua cu 40 de puncte.